A fost un vis mai vechi, centru integrat regional de tratamente, intoxicație, trauma și arsuri, pe scurt cărtița. Nu s-a făcut, pentru că cei care conduc și astăzi sănătatea ieșeană au avut alte interese decât binele pacientului. Așa că Spitalul Regional de Urgență se mișcă de vreo 6 ani pe toate colinele Iașului, umplând buzunarele celor care fac studii de fezabilitate. În același timp și pacienții se plimbă pe cele 6 coline ale Iașului, repetând în fiecare zi Odiseea Domnului Lazărescu.